Vă salut, dragi prieteni, și după cum puteți observa, puii din seria mare sunt mutați. Se pare că am și un puiuț mic care a evadat de unde l-am băgat eu. Va trebui să-l prind. Hai că-l prind și povestim imediat. Haideți că am reușit să-l prind pe fugar. Acum urmează să vă fac așa o prezentare a tuturor puiuților. Am scos toate seriile afară. I-am adus absolut pe toți. După cum puteți observa, aici am prima serie. Am și eu o noutate, să zic așa. Acolo, în capăt, un cocoș de Cochin Silver Lancer. E al lui taică-miu și l-a achiziționat. Nu o achiziție, să zic așa, pentru taică-miu. Nu avea unde să-l bage și am zis că îl poate băga aici cu puii mei. Chiar astăzi am făcut curățenie generală, să zic așa, pe la pui. Uitați ce frumos și-or da drumul și familia asta de porțelan. Am două puice și un cocoșel. După cum vedeți, cea de gold a trecut pe astea de porțelan, ce mi-are foarte, foarte bine. Curcănei îs și ei foarte bine. Ia uitați, le-am făcut încă o deparazitare astăzi. Aici HD și Columbia, ambii pe albastru. Bineînțeles, Cochin, un fel de Cochin poternichiu, Cochin galben, HD, o puicuță de negru, de albastru, una de negru acolo. Lemonei pe acolo și la apă acolo încă un lemonel, aici încă un lemonel, Columbia pe albastru, familia am băgat-o în spate de Brahma Isabel Pitic, astea ambele sunt cloște, am una și la Isabel Pitic, bineînțeles că nu să le mai pun, mergem mai departe. Am și o nouă achiziție, să zic așa, și eu, nu doar Cristi. Aici mai e doar o găină și cocoșul. Mai departe, nelipsiți pe unii. Ăsta îl voi băga cu altă serie, cu o serie mică, văd că trece prin gard, face figuri. Iar aici avem o noutate. Să văd. Așa, haideți să bag și asta înăuntru, să le puteți vedea mai bine. După cum puteți observa, avem o familie completă de 3 găini și un cocoș. Ia uitați-le, am mai adus o găină. Deci avem o familie de 3 plus 1 la Brahma Bobat. Aici tot ce știți, nu mai am nimic nou. Perechea de herminat închis și puica de potârnichie. Hai să le scot un pic afară să vedem la lumină naturală dacă se vede mai bine. Uitați-le. 3 găini și un cocoș. Îmi plac foarte mult. Mă bucur că am reușit să completez această familie. Ia-i noua venită. Astea două sunt cele pe care le-am avut. Iar aici se vede și căprița Talia acolo în spate. Bun. Aici avem pui de Isabel Pitic din prima serie, 2, 4, 6, 8, 9, sunt toți,
2, 4, 6, 8, 9, exact. Ăștia-s din prima serie. I-am lăsat aici pentru că ăștia-s mai micuți și trec prin gardă. Iar cei la alți, în a doua serie, după cum bine știți, mai am 16 scoși. Ăștia acum sunt destul de speriați. I-am mutat aici în față. Absolut pe toți. Și am mutat pe toți, le-am făcut și lor de parazitare. Ăsta urmează să-l bag cu seria cea mai mică dintre ei. Ia uitați. Dar în minutele ce urmează. Haideți, bă, haideți. De ce nu mergeți afară la soare? Vi-e frică? Uite ăștia doi. Ăștia mai micuții. Ăștia o să-i bag cu seria mică, mică. Aici avem puiuții din cele două incubatoare. Ăștia sunt mai micuți. Ăștia-i bag aici să stea liniștiți cu ceilalți. Ia uitați. Ăștia sunt puiuții din ultima serie. Deci, aici am ultima serie de pui, vreo 45, și bineînțeles îmi sună telefonul. O să răspundem curând. Cam ăștia îs. Am aici Isabel Pitic. Ceva potârnichiu, terminat închis. Ăsta doarme, nu știu ce face. Aveam impresia, stătea, zici că era mort. Ăsta e bobat. Ia uitați-l. Bă, Bobby, bă. Bă, Bobby, bă. Ce faci, bă? Da. Am și bobați, vreo 5-6, nu știu exact. Dar știu că îs 45 de puiuți de toți. Deci aici sunt 45 de bucăți. Ăștia sunt toți pui din a doua serie. Și dacă vă întrebați unde sunt fazanii, hopa, aici sunt fazanii. I-am arestat pentru că ăștia sunt obraznici și fug afară. Și ăștia i-aș pierde dacă i-aș lăsa afară. Acolo am 5. Și cu siguranță ceilalți doi, bineînțeles, ia uitați, ăștia stau pe aici mai mult în partea cealaltă, ăștia și făzăneii, îi lăsăm pe ăștia mici pentru că abia i-am mutat să se acomodeze și trecem la ceilalți. Nu prea știu ei, uite că mi s-au amestecat pe unii cu pui, o să vreau să-i scot afară, nu-i cam frică, de-ar fi mult mai bine afară, pentru că e mai cald, e soare, și de asta i-am și mutat, hai mai, hai, ieșiți afară, hai, așa că am și un zâmb, cred că e prea mare, așa, hai, dați-vă, hai, aici am foarte mulți de Isabel Pitic, sunt vreo 16, Dacă bine vă aduceți aminte, când i-am filmat atunci, nu vor nici cum să iasă. Nu cred că o să reușesc să și filmez, să-i și scot afară, pentru că se tot înghesuie, eu vreau să-i scot, să meargă acolo, să fie, să ne stea și ei la soare, și mai au și ei vitamina D și una alta. Așa că încerc să-i scot și revin imediat. Bun, haideți că într-un final am reușit să-i scot afară. Așa le-ar fi mult mai bine, le-ar merge mult mai bine, dar până să se obișnuiască, spus-o-s de câteva ore doar scoși și li cam frică. I-am lăsat și pe cei de Isabel Pitic și ei cam bată, sunt cam obraznici cei de Isabel Pitic. Ia uitați cât sunt de mulți. Sincer să vă spun, nici nu știu cât sunt de toți. Am avut 16 de Isabel Pitic în seria numărul 2. Cu 9, ar fi 25
doar în seriile astea, ținând cont că pe 2 am luat și am i-am băgat cu seria mică mică de tot. Deci mai sunt 23 de Isabel Pitic, doar aici. Și doar aici sunt 23 de puiuți Brahma Isabel Pitic. Mi-au intrat și cele de Brahma Bobat, mi-au intrat la păun, se bat. L-au fugărit rapid păunul și face datoria la... Nu intră nimic pe teritoriul lui. L-au băgat la coteți, cum se zice. N-am mai închis eu aici, n-am mai agățat. Aici ar fi. Deci cam ăștia spuiuții. Am vrut așa să vă arăt ce am mai lucrat eu pe aici. Am făcut curățenie doar la pui, țin să menționez, la găini. Nu le-am mai făcut curat, le-am mai băgat ceva paie, însă nu le-am mai făcut curat. Le-am mai băgat ceva flori de fân pe aici, dar curățenie nu le-am mai făcut. Nu-i foarte murdar nici la ele, însă la pui a trebuit să fac curat, deoarece le-am mutat și atunci a trebuit să le fac și curățenie. Ia uitați. Deci de asta am vrut eu să-i scot afară, să se învețe să mănânce cu ceilalți, să nu le mai fie frică, să știe că aici afară când ies primez mâncare, primez hrană, apă, să nu mai stea acolo înghesuiți. Și v-am spus, de aici, de la soare, și mai iau și vitamina D, își mai iau și, bineînțeles, uite că îi bate asta, mai este câte unul din ăștia mari care îi bat, însă sper să se obișnuiască. Aici mai scurmă, o să trăiască să le bag și ceva nisip. Au venit și Cristi cu fân. Și de asta se aude tractorul pe fundal. Cam atâta pentru astăzi. Doar atât voiam să vă mai arăt. Până data viitoare, vă salut, vă respect și vă doresc toate cele bune. Sănătate multă tuturor!